Și anul acesta la Gorj va fi marcată Ziua Universală a IEI. Școala Populară de Arte Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Cristian Tel, Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu, va organiza o serie de acțiuni menite să marcheze momentul. Școala Populară de Arte Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Cristian Tel, Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu, instituții subordonate Consiliului Județean Gorj și Asociația La Blues Rumeni IA, au deosebita onoare de a vă invita să celebrați zienele Sfântul Ioan de Vară și Ziua Universală a IEI în povestea satului gorjenesc pe 23-24 iunie la Muzeul Arhitecturii Populare din Curtișoara, Gorj. Evenimentul Ziua Universală a IEI propune publicului o serie de activități. Așadar, joi 23 iunie, în intervalul orar 8-12, se va desfășura obiceiul culesului de sânziene. Evenimentul se va desfășura în satul Lăstroiești, comuna Arcani. La ora, în intervalul orar 17-20, va avea loc la Muzeul Curtișoara, la Muzeul Arhitecturii Populare din Curtișoara, șezătoarea sânzienelor. Șezătoarea va fi interactivă, invitații împreună cu meșterii populari își vor împleti cununițe de flori și vor asculta legendele sânzienelor povestite pe prisma casei bătrânești. Vineri, 24 iunie, la Muzeul Arhitecturii Populare Gorj Curtișoara, va avea loc sărbătoarea satului gorjenesc. Derularea evenimentului se axează pe două momente esențiale. 8.30 și 9.30, prăznuirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, iar de la ora 16 la ora 21 va avea loc sărbătoarea sânzienelor, onorarea artei populare și a păstrătorilor tradițiilor autentice românești prin expoziții meșteșuguri tradiționale, dar și vom organiza și un concurs, Ia Gorjenească, cămăși tradiționale și port popular. Și la Peștișani se vor organiza evenimente dedicate Zilei Universale a IEI.